Stimați colegii, de fapt acest proiect constituie următorul pas în procesul de realizare a unui important proiect de parteneriat public-privat. De fapt, ca și amploarea sa, este poate cel mai important pe rol în gestiunea guvernului. Readuc aminte, aproape un an în urmă, la 19 iunie, guvernul a luat decizia politică, să zicem așa, de a iniția proiectul de parteneriat public-privat pentru concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Prin acea hotărâre de guvern, Ministerul Economiei, implicit Agenția Proprietății Publice, au fost nominalizate în calitate de instituții publice parteneri și respectiv abilitați cu dreptul, dar și obligațiunea de a realiza următoarele etape. Acestea au inclus în sine, în primul rând, elaborarea studiului fezabilitate, elaborarea condițiilor pentru concesiune și, de fapt, venim în fața dumneavoastră cu solicitarea aprobării a elementelor de bază acestei concesionări, adică condițiile concesionării care se vor regăsi ca și elemente de bază în viitorul contract de concesiune și respectiv condițiile de organizare a concursului, în speranța că ați avut posibilitatea să luați cunoștință. Am să vă refer foarte succint la colegii miniștri pe ultima sută de metri, adică de fapt în procesul de avizare au venit cu un șir de întrebări și propuneri. Am să încerc să le comentez foarte succint. Domnul Ministerul de Finanțe ne-a atenționat cu referință la valoarea redevenței că există riscul neachitării acesteia, dat fiind obținerea pierderilor din activitatea întreprinderii concesionale. Domnul ministru, cer scuze că n-am reușit să avem o comunicare la faza anterioară. Procentul minimal de un procent ca și redevență, ea se va referi, se va aplica la venitul din vânzări, adică nu ține de exercițiul financiar al întreprinderii, e o regulă internațională, adică absolut nu există niciun risc. E cifra de afaceri. Cu cât mai mare cifra de afaceri, cu atât mai mare redevența. De aceea aici cred că noi nu avem niciun dubiu, este o practică uzuală. Dacă doriți și o analiză comparativă, să zicem, noi am luat la bază exercițiul financiar trecut, când profitul net al acestei întreprinderi a constituit circa 16 milioane de lei, conform regulamentelor în vigoare, în cazul întreprinderilor, societăților care sunt pasibile de privatizare sau nepasibile, ei achită doar 25%, de fapt sunt 4 milioane de lei, iar cifra de afaceri a fost anul trecut cam tot 4 milioane de lei. Deci noi încercăm să avem o corespundere dintre procentajul redevenței să fie raportat la cifra de afaceri, adică cel puțin bugetul să nu aibă diminuări. Dar dacă luăm în calcul faptul că noi mizăm pe investiții majore, asta ar însemna că întreprinderea va achita toate tipurile de alte impozite, adică vom avea altă cifră de afaceri, alte baza fiscală, de fapt, va fi mult mai largă. De aceea, studiul de fezabilitate arată clar că odată realizate aceste investiții în timp, de fapt, la buget vor veni mult mai mulți bani. De fapt, este unul din scopurile economice sau financiare acestui proiect. Al doilea observația dumneavoastră viza... Nu, eu sunt câteva, eu merg punctual pe ceea ce dumneavoastră ați enunțat. Fluxul de pasageri enunțate ca etapa efectuării volumului investițiilor este dificil de a se expune, dat fiind lipsa de unor date statistice care ar acoperi acest segment. Adică proiectul presupune că la atingerea unui flux de pasageri de 2,6 milioane persoane anual intervine obligațiunea investitorului de a realiza următoarea etapă a investițiilor, minimum 110 milioane de euro. Domnul ministru, noi avem, conform master planului studiului de fezabilitate, avem în timp evoluția cu diferite scenarii. Să zicem, master planul elaborat de compania germană Hochitef, ei planifică că, bazându-se pe istoricul evoluției la acest capitol, vom avea o creștere a fluxului de pasageri de în medie 6,7% anuale. Asta e scenariul cel mai pesimist, să zic așa, fiindcă realitățile ultimii ani arată în mediu 2010 16%, 2011 aproape 12%, 2012 aproape 17%. Sigur că acest procentaj nu va fi sau va fi greu de menținut și pe viitor, dar noi am luat un scenariu cu o medie de 10% și atunci noi vedem că faza a doua a investiției va interveni undeva între peste 5-10 ani. Adică, de fapt, de Doamne, noi să reușim să valorificăm aceste investiții. Adică, da, la cerere vă oferim studiul de fezabilitate. De fapt, un reprezentant al Ministerului de Finanțe, așa cum vedeți, va fi prezent în Comisia de Selectare, deci toată lumea
va avea posibilitate să vadă aceste evaluări, nu doar, zic așa, verbal de la mine. Adică studiile noastre arată că această fază, adică faza a doua va veni în 5-10 ani. Deci ne dorim să fie mai, să fie mai repede, adică avem diferite scenarii și și ultimul subiect e destul de principal, domnule ministru, sugestia ca totuși concursul să fie deschis. De fapt, în esența sa, concursul este deschis atâta timp cât noi stabilim că vor fi minimum 5 ofertanți. După tipologia concursurilor internaționale pentru asemenea proiecte, ele se consideră închise dacă nu se anunță toată lumea, adică deschis, deschis, atunci când se anunță și toată lumea, toți doritorii, poate să fie și 100 de beneficiari, aplică. Ori pentru asemenea proiecte, noi am văzut și practica altor țări, el chiar dacă se numește deschis, că nu se trimite la toată lumea, dar se identifică de către această comisie, minimum 5 operatori care, care se înscriu în aceste condiții de preselecție și lor le se trimite oferte. Adică după tipologia concursurilor internaționale se numesc închise, dar de fapt în esența lor este o competiție deschisă. Cred că aici iarăși noi n-am comunicat suficient. La fel am avut câteva expertiza anticorupție realizată de colegii de la CNA au scos în evidență anumite întrebări. Stimați colegi, suntem gata să vă oferim toată informația. Dumneavoastră ați făcut trimitere că n-ați văzut studiul de fezabilitate. Iarăși nu l-ați solicitat, el este, că dacă nu era, nici nu ajungeam aici. De ce suntem deschiși să vă oferim absolut toate informațiile necesare, fiindcă studiul de fezabilitate asta urmărește, să vedem în timp, cifre, etc. În linii mari, iarăși sub remarcă că ați văzut toate elementele, să nu le repet, din acest proiect, astea au fost considerentele, rămân deschis pentru a răspunde la orice întrebare. Mulțumesc! Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, noi susținem întru totul acest proiect și am avut obiecții strict ce ține de relațiile cu bugetul și doar primul punct la care s-a referit domn viceprim-ministru, cu un procent. Dacă se are în vedere un procent din cifra de afaceri sau volumul de vânzări, așa ar trebui să fie stabilit aici. Un procent din volumul de vânzări. Pentru că, cum e scris, un procent din venitul realizat. Venitul realizat este un termen financiar diferit decât volumul de vânzări care se reflectă în documentația financiară. Dacă asta s-a avut în vedere, un procent din cifra de afaceri, atunci așa să fie în regulament și e perfect. Ministru, în esență, se raportează la noțiunea conform standardelor de contabilitate, că se numește venituri din vânzări. Adică cifra de afaceri e o noțiune... Iată așa să fie, venit okay. Din vânzări, absolut, nu realizat, dar da, venitul da, da. Din vânzări. Fiindcă nu se raportează la profitul întreprinderii, dar venituri din vânzări. De ce ne dați, vă rog, formularea? Da. În esență, noi asta înțelegem sub... Сколько долгов имеет сегодня Кишиневский аэропорт? Вам сейчас расскажу на русском. Хороший вопрос. Долгов у предприятия нету, но ваш вопрос мне позволяет обратить внимание на другое, на пункт, что мы сдаем в концессию. Значит, мы сдаем в концессию активы предприятия чистые и от обязательств, и от, без права требовать, как называется, дебиторскую задолженность. Что это значит на практике? Мы даем чистый баланс предприятия. На сегодняшний день аэропорт должен копейки, а ему должны где-то 70, наверное, 80 миллионов лей. То есть в результате мы не даем ни долги, но не даем ни права требовать дебиторскую задолженность, которая на сегодняшний день в плюсе. То есть это принципиальный вопрос. То есть мы даем не предприятие со всем балансом, а даем активы. А на балансе предприятия остаются маленькие долги и право требования долгов, ну, Air Moldova и другие. То есть в результате работы этого предприятия мы, наверное, еще нам удастся собрать долги и при ликвидации этого предприятия вернуть деньги еще в бюджет. То есть принципиальный вопрос, я так понимаю, в этом заключается. Ну, я надеюсь, что на это у вас есть ответ. То есть мы на сегодняшний день, давайте так, предприятию должны, если снять долги от того, что предприятию должны, но мы там в плюсе где-то пару, где-то 6-7 десятков миллионов леев. Это остается у государства, скажем так, у предприятия. И мы собираемся сдавать только активы, это предприятие будет существовать до той поры, пока не получит, не соберет все долги.
И при ликвидации предприятия, государства, это государственное предприятие, согласно закону, то, что останется после этого, уйдет в бюджет. То есть учредителю, в данном случае это будет государство. Вот такова логика процесса. Следующий вопрос. Если предприятие имеет 70 миллионов превышения дебиторской над кредиторской, да. Это говорит о том, что представитель государства, который в этом предприятии работал, он должен был требовать, чтобы эти деньги пришли. Это первое. Я на этом не буду акцентировать внимание. Я на другом буду акцентировать внимание. Какой смысл отдавать предприятие, которое несет золотые яйца, кому-то в концессию? Потому что, когда я слышу слово «концессия», я сразу вспоминаю Аляску, я сразу вспоминаю, как Приднестровье хотят сдать концессию, я сразу вспоминаю, как хотят муниципальные водопроводные сети сдать концессию. И это слово «концессия», господин премьер, вы, я смотрю на вашем лице, есть улыбка, но ваша подпись будет под этим документом. И я лично не буду голосовать за концессию. Отдать концессию Кишиневский аэропорт, признаться в том, что мы не можем эффективно управлять этим предприятием. Это первое. Второе. Я не уверен в том, что цена на билеты еще больше не возрастет. Потому что если я сегодня покупаю билет через Мюнхен на Франкфурт, я покупаю его за 250 евро у немецких авиалиний. А у себя, у собственных авиалиний, я покупаю его за 400 евро. Где гарантия, что это не будет 600 евро? Какой смысл отдавать этот прибыльный бизнес, кому-то отдавать концессию? Пусть даже с хорошими показателями, но еще 5 лет не будет платить налоги. Через 5 лет или падишаха не будет, или еще чего-то не будет там. Я лично не буду голосовать за это решение и просил бы кабинет министров, чтобы вы внимательно посмотрели. Во-первых, сейчас сразу даем политическим противникам правительства, а мы несем все солидарную ответственность, а я не хочу в этом участвовать. В решении этого вопроса, чтобы получать на себя негатив. Сейчас все выйдут на улицы партии и будут кричать, что разбазаривают государственное имущество, последние продают Кишиневский аэропорт. Зачем нам это надо в этих условиях? Вопрос... Может быть, более спокойной обстановке, когда в стране стабильность, может быть, когда и общество более спокойное, может быть, к этому вопросу надо тогда вернуться. На мой взгляд, это преждевременно. И должно быть обязательно, это должно было быть с экспертным сообществом беседы, население должно быть информировано, какие будут плюсы. Если сегодня вице-премьер скажет нам, что на 40% упадут цены на билеты, я подниму руку и проголосую, потому что я смогу людям выйти и сказать, что люди, я проголосовал за это решение, потому что 40% дешевле будет стоить билет. Я прошу, уважаемые члены кабинета министров, мы все вместе несем солидарную ответственность, и мы должны говорить открыто эти вещи и не бояться. Спасибо. Я не буду голосовать и прошу протокол занести. Domnul guvernator, eu am zâmbit, fiindcă atunci când faceți dumneavoastră paralele între concesiunea Alaskei, ați menționat și Transnistria, deci nu înțeleg contextul sub nicio formă și nu cred că nici nu poate fi menționată o regiune a Republicii Moldova în astfel de context, dar să faci paralel într-o problemă politică și un proiect strict economic, mi se pare o paralelă puțin deplasată, domnule guvernator. Pe acest motiv, zâmbetul meu, cred că a fost o reacție la această paralelă. Noi discutăm un proiect strict economic și sunt convins că trebuie să punem așa problema încât să fie benefic pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi. Domnul vicepremier, vă rog. Так как вопросы были не риторические, достаточно принципиальные, давайте мы начнем по порядку. Во-первых, Михаил Макарович, я не знаю, если вы присутствовали на том заседании правительства прошлогоднем, где было принято принципиальное решение, то есть ваш комментарий, запоздал и как минимум на год. Почему? Потому что политическое решение правительством о концессионировании аэропорта мы приняли еще более чем год назад. То есть мы уже не на том этапе. Надо было, я уважаю ваше мнение, надо было эти все вопросы задавать тогда. То есть принципиальное решение правительство приняло более года назад, и более того, нам дало поручение идти дальше, то есть разработать на каких условиях. Второй элемент, значит, во-первых, ваше замечание в части того, что представитель государства, что это золотые яйца. Ой, дай-то Бог, чтобы это было так, потому что на самом деле это как чемодан без ручки, на самом деле, если честно, потому что на сегодняшний день, как, по идее, должен поступить менеджмент этого предприятия? Просто закрыть Air Moldova. Потому что на сегодняшний день 70 миллионов лей должен, даже больше, наверное, должен другое государство. Может, чуть меньше, господин министр.
было 50 где-то в последнее время долги Air Moldova перед аэропортом где-то колеблется в районе 70-75 миллионов лей. И это длится как минимум 3,5 года, пока я наблюдаю за этим предприятием. Поэтому я с вами согласен. Я с вами согласен. Правильное поведение менеджменту предприятия просто, извините, не оказывать услуги Air Moldova. Но последствия я, наверное, не должен вам говорить. Мы и так видим, что это другое государственное предприятие, достаточно важное, есть у нее там другие проблемы, поэтому тут подход такой, давайте все просто, вот не покрывая долги, закрываем услуги, это значит закрытая Air Moldova. Вот давайте переведу просто, что бы это означало. Давайте вместе мы на правительстве, если будет такая инициатива, давайте, может, мы решим, обяжем предприятие действовать именно так. Но я не думаю, что это будет самое правильное решение. То есть поэтому вопрос не в эффективности менеджмента предприятия. Ну, проблемы более широкие, потому что у Air Moldova, если начнем разбираться по цепочке, тоже свои там другие проблемы, они не появились в последние не 3 года. Я не случайно сказал, что 3 года назад долги были тоже немаленькие. То есть это проблема немножко другого рода. Но я возвращаюсь к идее о том, что это, скорее всего, чемодан без ручки. Для того, чтобы это предприятие развивалось, извините, оно не исчезло, как элемент авиационной инфраструктуры в этом регионе, потому что регион очень интересный, идет очень жесткая борьба за пассажиров. И при том, я вам даю совет дружеский, а вы поездите, пожалуйста, к нашим друзьям, в общем, в Стамбул, к туркам, и спросите у них, а почему они сдали в концессию Стамбульский аэропорт? В свое время они пришли именно к этому решению. Я думаю, правильное решение. То же самое сделали грузины с 2 аэропортами, Тбилиси и Батуми. И армяне, значит, наши друзья македонцы то же самое решили. Почему? Потому что это важное предприятие. И у государства есть 2 пути. То ли оно дает там деньги, то есть идет капитализация нормальная. Мы как единственный учредитель даем им деньги в уставной капитал. Если министр финансов, я говорил и год назад, уважаемые друзья, если у министра финансов есть там где-то лишний миллиард леев для того, чтобы делать вот эти все инвестиции, чтобы аэропорт наш не исчез, как неконкурентоспособный в этом регионе. Да, конечно, не надо ничего давать в концессию. Но если мы видим, что мы сами не можем инвестировать, и существует риск, что он не будет развиваться, но и другим не даем, это неправильно, по-моему, вот как раз не по-государственному. Поэтому это действительно вынужденная мера, но не только у нас приняли такое решение. На сегодняшний день лучше там, где частный сектор может инвестировать, пусть надо-то давать частному сектору бюджетные деньги, использовать там, где частный сектор не инвестирует. Это школы, это детские садики, это все так поступают. И поэтому давайте мы вместе съездим к туркам, и увидим, вот спросим у них, друзья, а почему вы вот так разбазарили, извините, ваше государственное достояние и сдали в концессию, значит, Стамбульский аэропорт? Они тоже там, извините, умные люди. И не только там. Поэтому я беру на себя обязательство с Михаилом Макаровичем пообщаться на эту тему, потому что все, что говорите правильно, но это очень красиво звучит с точки зрения предвыборного демарша. Но с точки зрения нормальной государственной политики, извините, это немножко не то. Я готов с вами профессионально с цифрами в руках поспорить. Или вы мне покажите, откуда мы берем пару миллиардов. Тогда это круто меняет, как говорится, наш подход, и не надо ничего делать. Поэтому в общем и в целом мы идем по пути, по которому пошли другие страны. То есть мы развиваем эту инфраструктуру, мы не отвлекаем бюджетные ресурсы, которые мы можем выделить и обязаны для других приоритетов. Мы будем привлекать частный капитал и оказывать качественные услуги и выходить из этого замкнутого круга. Нет инвестиций, нет движения. Нет бизнеса, не будет бизнеса, извините, наши пассажиры будут лететь через Одессу, через Ясы, через Бухарест. То есть они будут летать, но, извините, у нас уже не будет аэропорта. Вот где мы находимся. Я надеюсь, что не переусердствовал. Да, спасибо. Я бы просил, чтобы вы были аккуратными насчет предвыборных, потому что я говорил искренне. И второе. Какой смысл тогда 5 лет им налоги не платить, если сегодня предприятие платит налоги? Михаил Макарович, это не так. Давайте так. Они не будут платить 5 лет вот эту редивенцию, то есть 1%. У них, каникулы. А все остальные налоги, они будут платить как на сегодняшний день. То есть они будут обязаны, согласно условиям, создавать предприятие, туда внести как минимум 30 миллионов евро уставной капитал, да, и, соответственно, там четко написано, будут платить все другие налоги.
То есть каникулы пятилетние касаются освобождения от платы вот этого 1% на редивенции. Извините, они будут, наверное, лет 10 только делать инвестиции? Только делать инвестиции. Они будут снимать свои инвестиции через дивиденды. А дивиденды, не дай бог, согласно этому технико-экономическому обоснованию, они начнут, наверное, лет через 15 вытаскивать себе обратно деньги. Вот об этом мы сейчас ведем разговор. Ca să completez ceea ce a spus domnul prim-ministru, deci redevența de 1% din venitul din vânzări se scutește pentru 5 ani, perioada de grație, iar punctul 8.3 din condițiile respective stabilește în felul următor. Întreprinderea concesională este obligat să achite pe toată durata contractului de concesiune taxele, impozitele și toate plățile obligatorii de stat și locale. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul prim-ministru. Domnul vice-prim-ministru, noi ieri am primit acest document, l-am studiat destul de minuțios. Nu avem pretenzii că nu am fost pentru cei care au contrasemnat sau au dat aviz chiar, dar vreau să vă zic că timp de 2 ani de zile am lucrat cu aeroportul din Bălți, fiindcă tot este un subiect destul de actual și în continuare ce răspuns mai sus, deja avem un aeroport care nu funcționează, un aeroport bun care în principiu ar trebui să tragem afacere. Noi 2 ani de zile, cum am zis mai sus, am lucrat și am văzut că nu este atât de simplu să convingi cineva că să vină în Republica Moldova, în special în domeniul respectiv, care este un domeniu destul de specific, ieșind din fluxul mic de pasageri. Și am câteva obiecții tehnice la anexa numărul 1.6, domnul vice-prim-ministru. În viziunea noastră, 6. În viziunea noastră este destul de exagerat acești 10 ani de zile și vă dau un exemplu. Ați participat și dumneavoastră la forumul investițional care a fost în regiunea dezvoltare Nord, unde a fost în special pe subiectul aeroportului Bălți și au fost mulți colegi, au fost și colegi din Franța prezenți și atunci am înțeles că aeroportul din Lyon este dirijat de o companie care are numai 2 ani de zile de activitate. Deci noi nu pledăm pentru 2 ani de zile, dar părerea noastră ar fi că 10 ani este destul de exagerat, trăișând de ceea ce am auzit la acest forum și ceea ce am făcut într-un studiu de fizibilitate. Este important ca să aibă în viziunea noastră sau să întruchipeze cele cerințe pentru dezvoltare. Dacă acceptați ideea, fiindcă presupun că o să mai fie și alte observații, la faza de definitivare vă rog să ne oferiți toată expertiza care o aveți și eu logic am înțeles, o vedem, adică poate chestie de oportunitate, da, poate într-adevăr ar putea să fie 10 exagerat, dar noi suntem deschiși să găsim. Deci noi nu suntem, pentru 2 ani de zile, cum am zis, dar vreau să vă zic că compania care gestionează aeroportul din Lyon are numai 2 ani de zile de activitate. Deja. Altă chestie este cine sunt fondatori. Deci este o companie din Toulouse care produce avioane și așa mai departe. Și la anexa 2, punctul 4C. Noi, iarăși, din practica care o avem, am de multe ori când discutăm numai de garanții bancare și punem piciorul în prag, partenerii serioși spun noi vă garantăm cu activele și pasivele care le avem. În viziunea noastră ar fi garanția bancară ar putea să rămână, dar ar fi relevant ca să mai completăm, să propunem să fie ori un raport de audit care ar confirma capacitatea și posibilitățile companiei să activeze. Domnule ministru, dacă acceptați, adică garanții bancare, orar de instrumente financiare echivalente de garantare. Și vreau ca să fiu înțeles corect. De multe ori companiile serioase nu acceptă, vin cu activele lor ca o jignire. Când punem piciorul în prag, spunem numai așa dacă, și numai dacă, așa. Am înțeles ideea. Cred că garanție bancară, ori alt instrument financiar echivalent de garantare. Asta poate fi... Altă dată, cred că e rațional. Dacă o să ne implicați și noi în proces, cu cea mai mare... Am înțeles. Eu vă mulțumesc. Alte intervenții? Vă rog, domnul ministru. Stimați colegi, indiferent de detaliile care urmează să fie discutate și de atenția care trebuie atrasă anumitor detalii ca să nu repetăm greșelile care au fost în Georgia când
În Tbilisi au pus condiții cei care au concesionat că pe o rază de 140-150 km să nu mai activeze alt aeroport sau au fost excluse companiile low cost. Astăzi este clar pentru toți că acest proiect este viabil și trebuie realizat, fiindcă dacă pista aeroportului din Chișinău nu va fi reabilitată, renovată timp de câțiva ani, peste câțiva ani nu vor mai putea ateriza avioanele în Chișinău. Statul astăzi nu are acești bani ca să investească, să reconstruiască pista. Aici nu e vorba de reconstruirea unor blocuri, a unor cafenele din aeroport sau, eu știu, birourile. Este vorba de infrastructura care este foarte importantă și care trebuie modernizată. Și nu este vorba numai de concesionarea aeroportului. Astăzi, în condițiile de astăzi, în Republica Moldova, trebuie să concesionăm tot ceea ce poate fi concesionat, ceea ce poate aduce profit și poate crea locuri de muncă. De aceea eu mă adresez dumneavoastră ca să susținem acest proiect, deși este, cum spune domnul Lazar, că trebuie lichidată Air Moldova, dar acolo sunt alte probleme. Nu am spus. Inclusiv chiar și Air Moldova, dacă există doritori să o ia în concesiune, trebuie concesionat toate întreprinderile de stat. Părerea mea. Mulțumesc, domnule ministru. Domnul președinte, vă rog. Am o întrebare la etapa 3, domnule. Aici spune că 80 milioane de euro se vor da în etapa 3 pe 2 ani de zile, numai atunci dacă va fi un flux de 320 milioane de pasageri. Dacă nu va fi acest flux? Păi, domnul academician, asta e o chestiune, poate comandați, vă rog, expertiză la Institutul de Economie și o să vă spună că investiția nu se face de dragul investiției, se face atunci când o cere business-ul. Adică dacă o să fie flux, înseamnă că investiția o să merită și atunci o să facă. Dacă nu, nu o să facă. Asta e răspunsul, e simplu. Dar eu cred că obiectivul este să avem acest flux. Adică e simplu. Pentru că investiția, nu vă supărați, ea se amortizează și se recuperează prin plățile aeroportuare. Nu o să fie plăți, investiția trebuie să o deservim, o punem cui? Adică e logică economică. Simplu. Bine. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, în încheiere, aș vrea și eu să fac câteva remarci. În primul rând, așa după cum spunea și domnul Șalaru, nu încape îndoială că aeroportul nostru trebuie să fie modernizat. Pornind de la pistă, terminând cu capacitățile care există astăzi acolo. E suficient să avem o analiză regională, să constatăm că Chișinău, din păcate, rămâne în urmă. Și în raport cu zona Caucazului de Sud, și în raport cu Europa Centrală, ne mai vorbim de țările baltice, inclusiv Kiev și așa mai departe. Deci este prima remarcă. A doua remarcă este sigur că trebuie să avem în condițiile concesionării puse astfel de elemente încât cel care va câștiga să fie într-adevăr o companie cu expertiză, domnul ministru, eu nu știu, 10 ani sau 7 ani, și așa cum a spus și a studiat și domnul viceprim-ministru, este foarte important să ne uităm la experiența altor țări. Cunoaștem că în atâtea țări, în capitale, aeroporturile au fost concesionate. Deci nu inventăm bicicleta pe loc, ne uităm la expertiza și experiența altor țări. Dar din punctul meu de vedere, trebuie să alegem totuși foarte riguros, astfel încât compania care urmează să câștige, va câștiga urmarea acestui concurs, să fie una cu expertiza, cu resursele financiare, dar și cu un management deja la dispoziție. Sigur că trebuie să facem așa încât statul să-și păsteze anumite pârghii, domnule viceprim-ministru, dacă înțeleg corect, ca pe taxa aeroportoară să putem cel puțin avea un mecanism de reglementare. Interesul nostru al tuturor este să diminueze această taxă, astfel încât cât mai multe companii să poată să-și manifeste interesul să vină la noi, va crește fluxul de pasageri. Doamna ministru Boliga a subliniat că atunci când vom avea regimul fără de vize, va crește automat, vor veni mai mulți moldoveni acasă. Dar odată cu ieftinirea biletelor, deja am constatat, iată, din momentul intrării în vigoare a spațiului aviatic comun cu Uniunea Europeană, s-au ieftinit ceva taxele la bilete, a crescut proporțional sau exponențial și fluxul de pasageri. Deci eu sunt convins că, împotrivă ce vom ieftini biletele, va crește numărul celor care călătoresc din și în afara Republicii Moldova. Pe acest motiv, eu cred că, domnule viceprim-ministru, ar trebui să mai ne ocupăm ceva puțin de anumite redactări. De exemplu, punctul 4 spune, vom asigura menținerea nivelului gradual. Menținerea înseamnă că pe un loc, gradual înseamnă că sau crește sau descrește.
La fel, eu aș sugera, iarăși pornind de la ceea ce spunea domnul ministru Ducanu, să ne uităm puțin la expertiza și experiența internațională atunci când formulăm criteriile generale de selectare concesionarului. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim, să avem o atitudine mult mai precisă. Împreună cu domnul ministru Șalaru, am activat cândva într-o companie privată petrolieră și știm cât de bine definite sunt și e un standard internațional atunci când participă la un concurs ceva similar cu astfel de proiecte. Deci sugestia mea ar fi, îl punem în discuție și îl votăm așa cum a propus colegul nostru, guvernatorul Formuzal, dar în cazul în care vom avea susținerea majorității membrilor cabinetului, în procesul de definitivare să ținem cont de aceste sugestii făcute de toți colegii. Eu vă mulțumesc cine este pentru acest proiect. Vă rog să votați. Împotrivă este... Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Suntem deschiși pentru orice propuneri formulate urmând logica, mesajul